După potopul de ploi torențiale și furtuni violente, România este lovită de un val de aer tropical. Va fi foarte cald în zilele următoare, dar și furtuni puternice în anumite zone. Așadar, o combinație greu de suportat de aer fierbinte și vijelii cu căderi de grindină. Temperaturile vor ajunge frecvent în jumătatea de sud a țării la 35 de grade Celsius. În Câmpia Română, Câmpia de Vest și lunga Dunării, disconfortul termic este deja ridicat și local indicele temperatură umezeală a atins astăzi și va atinge și în zilele următoare pragul critic de 80 de unități. Ceva mai bine din punct de vedere termic va fi în nord-vestul și centrul țării și în zonele montane, însă acolo vor fi și cele mai puternice furtuni. Aversele vor avea caracter torențial, cu descărcări electrice, intensificări de scurtă durată ale vântului, posibil chiar vijelii și căderi de grindină. Pe arii restrânse, în intervale scurte de timp, cantitățile de apă vor fi însemnate. În restul teritoriului va fi vreme frumoasă, iar astfel de fenomene extreme se vor semnala doar pe spații restrânse, cu probabilitate mai mare în est și sud-est, unde va fi și cel mai cald. Temperaturile minime care se vor înregistra noaptea vor fi cuprinse între 12 și 23 de grade. Capitala rămâne scăldată în soare, dar va fi foarte cald, la limita caniculei, cu maxima temperaturii aerului în jurul la 34 de grade și disconfort termic ridicat. Indicele temperatură umezeală va atinge în fiecare zi în București, în orele după amiezii, pragul critic de 80 de unități și aerul va fi greu respirabil. Meteorologii nu exclud ca în unele seri cerul să se înnoreze, iar vântul va sufla slab și moderat. Temperatura minimă va fi de 18-20 de grade. Săptămâna a început însă cu alertă cod galben de ploi torențiale, grindină și vijelii în 31 de județe. Cantitățile de apă vor depăși 20-25 de litri pe metru pătrat și pe arii restrânse 40-60 de litri pe metru pătrat. Meteorologii au anunțat că până mâine dimineață, la ora 10, în zonele de deal și de munte, precum și în Banat, Crișana, Maramureș, Transilvania și în Moldova, vor fi perioade cu instabilitate atmosferică temporar accentuată, ce se va manifesta prin frecvente descărcări electrice, averse torențiale, grindină și vijelii. După ploi, mâine dimineață în jumătatea de nord-vest a țării se va mai răcori față de zilele precedente. Temperaturile maxime se vor încadra între 24 de grade în Maramureș și nordul Moldovei și în jurul la 35 de grade în Muntenia și vestul Dobrogei. Minimele termice vor fi cuprinse în general între 10 și 20 de grade. Discutăm așadar toate aceste probleme și ce înseamnă alerta de val tropical împreună cu directorul general ANM, Elena Mateescu. Bună seara, doamna Mateescu! Bun găsit! Deja simțim o căldură extrem de puternică și indicele de confort pare să fie destul de inconfort, pare să fie destul de ridicat. Ce se întâmplă acum, mai ales în zona de sud a țării și ce vom avea până la finalul săptămânii? Deja la București am înregistrat astăzi 35 de grade Celsius, nu în ultimul rând și la alte stații din partea de sud-vest, Calafat sau în partea de sud-est a țării Urziceni. De asemenea, vorbim de un indice de disconfort termic accentuat care în bună parte din vestul, sudul și sud-estul țării a atins și depășit pragul critic de 80 de unități, iar la nivelul temperaturii resimțite, inclusiv la București, la orele după amiezii, am resimțit mai mult de 38-39 de grade Celsius, luând în considerare atât valorile de temperaturi maxime, care, așa cum am amintit, au atins pragul unei zile de caniculă, cât și gradul de umezeală sporit în atmosferă. Vorbim de un val de căldură care se va menține pe tot parcursul acestei săptămâni și de la o zi la alta, mai ales în zonele din sudul, sud-estul țării, vom depăși 35, posibil izolat chiar 37 de grade Celsius în Câmpia Română și lunga Dunării și, nu în ultimul rând, și în zona Dobrogei. Pentru că se va menține pe tot parcursul acestei săptămâni, analizăm în cursul zilei de miercuri dimineață posibilitatea ca, luând în considerare cele trei zile minimum consecutive în care să avem atât temperaturi maxime peste 35-37 de grade Celsius, asociate și cu nopți tropicale cu minime care depășesc 20 de grade Celsius pe parcursul nopților și acest disconfort termic deosebit de accentuat ITU, care va depăși mai ales în partea de sud, sud-est, vest și chiar est a țării, pragul critic de 80 de unități, se emite în prima alertă în această săptămână de caniculă din această
vară. Ne oprim o secundă, doamna Mateescu. Breaking news la Antena 3. Administrația Națională de Meteorologie se pregătește să emită o alertă de caniculă, având în vedere indicele de disconfort și umiditate, având în vedere și temperaturile foarte ridicate de peste 37-38 de grade, care vor fi resimțite, vă dați seama, la o temperatură chiar mai ridicată și nopțile tropicale cu temperaturi de peste 20-21 de grade pe care le vom simți. Acesta este primul mesaj pe care ni-l dă Elena Mateescu. Vă ascultăm în continuare, doamnă Victor. Până mâine dimineață, însă, trebuie să luăm în considerare al doilea mesaj meteorologic emis în această dimineață și anume până la ora 10, atenționarea meteorologică de cod galben care vizează zona de munte estul Transilvaniei, nordul Moldovei. Vorbim în continuare de perioade de instabilitate atmosferică temporară accentuată ce se va manifesta prin averse torențiale, intensificări ale vântului, cantități de precipitații ce pot depăși 20-25 de litri pe metru pătrat, izolat 40 de litri pe metru pătrat. Iar până mâine, până în această dimineață la ora 2, pentru județele Timiș, Arad și Bihor, discutăm de intensificări puternice ale vântului, rafale de 80-90 de km pe oră, vijelii, și nu în ultimul rând, averse torențiale ce pot acumula cantități de apă de peste 25-35 de litri pe metru pătrat. Iar până mâine dimineață, la ora 10, vorbim pentru județele Satu Mare, Maramureș, Sălaș, Cluj, Bistrița Năsăud și zona de munte a județului Mureș, de averse torențiale, intensificări ale vântului, cantități de apă de peste 25-40 de litri pe metru pătrat și pe arii restrânse 50-60 de litri pe metru pătrat. Chiar astăzi am emis încă un cod roșu de tip no casting, valabil pentru intervalul 15-45-16-25, pentru localități din județul Neamț, acolo unde anticipam cantități de precipitații de 50 de litri pe metru pătrat, luând în considerare și faptul că în ultima oră se acumulaseră deja 40-50 de litri pe metru pătrat. Iar acest cod roșu se adaugă la cele 84 emise până în prezent, ceea ce reprezintă pentru luna iunie a anului 2020 un record și pune în evidență caracterul extrem al fenomenelor meteorologice specifice perioadei de instabilitate. Deci până acum, doamna Mateescu, avem 85 de coduri roșii pentru luna iunie 2020? Da. 85 de coduri roșii de tip no casting, de vreme severă imediată, pentru luna iunie a anului 2020. A mai existat o altă lună iunie cu un număr atât de mare? Nu. În luna iunie a anului 2019 am avut doar 54 de astfel de coduri, iar pe întreg anul 2019, 79. A, deci e o alternanță din aceasta foarte puternică de vreme instabilă, de vijelii, de furtuni, de căderi masive de apă, cu ploaie intensă, cu bombe de apă și în altă parte a țării caniculă insuportabilă și o temperatură care e mai greu de tolerat și din cauza indicilor de umiditate. Cu siguranță, da, și confirmăm acest lucru, luând în considerare, așa cum am spus, mai ales valorile de temperatură asociat și cu acest grad de umezeală din atmosferă sporit, care determină acel aer înăbușitor care se menține pe tot parcursul, începând de la orele prânzului și până spre seară. De altfel, mă uitam pe harta temperaturilor orare, inclusiv la București, la această oră, mercurul în termometre indică 33 de grade Celsius, care, pentru ora la care discutăm, nu este chiar ușor de suportat în condițiile în care am atins deja pragul unei zile de caniculă. Și, așa cum spuneam, acest lucru va fi specific până în jurul datei de 7 iulie, după care, așa cum suntem obișnuiți, vom actualiza și estimările pentru următoarele 4 săptămâni mâine, astfel încât până în jurul datei de 27 iulie să putem veni pentru fiecare săptămână cu informații noi în acest sens. Până atunci însă, această primă săptămână din luna lui Cuptor va fi într-adevăr caracterizată de o vreme călduroasă, caniculară în orele după amiezii și până la urmă confirmă calitatea lunii lui Cuptor în
țara noastră. Doamna Mateescu, haideți să vorbim un pic despre alerta asta de caniculă. Dacă vor fi temperaturi de peste 35 de grade 3 zile consecutiv, și estimați că lucrul acesta se va întâmpla, alerta de caniculă pe ce zone istorice, geografice a României sau pe întreg teritoriul României? Luăm în considerare în special zona de sud, sud-est și chiar și vest a țării, acolo unde valorile vor depăși minimum 3 zile consecutive, 35-36. Și așa cum am spus, în special Lunca Dunării și Câmpia Română, 37 de grade Celsius. 37 de grade cu umiditate, cu siguranță percepția va fi de mult mai mult. Vom simți și vom tolera mult mai greu această caniculă. Spuneți-mi, vă rog frumos, avertizmentele acestea ale dumneavoastră și alerta de caniculă trebuie să reprezinte un avertisment și pentru autoritățile centrale și locale în localități de la Timișoara până la Constanța? De la Timișoara până la Constanța și nu numai, pentru fiecare dintre noi, mai ales să evităm deplasările pentru, așa cum o fac de fiecare dată medicii și recomandă în perioada prânzului până spre după amiază, pe cât posibil, numai dacă este necesar. Și nu în ultimul rând vorbim și de expunerea la radiațiile ultraviolete, pentru că de o scară de la 0 la 15 este posibil să înregistrăm și o creștere a acestui indice, astfel încât să ne protejăm la nivelul pielii și să nu avem probleme la nivel personal. Da, e foarte important ce ne transmiteți în această seară și vă mulțumesc pentru mesajele dumneavoastră. Sperăm ca după această alertă de caniculă să vină totuși o vară cât de cât obișnuită, poate una mai uscată, mai ușor de suportat, chiar dacă vor fi temperaturi de peste 30 de grade. Sperăm ca iulie și august să ne aducă o vară cât se poate de clasică. Putem spera la acest lucru? Nu putem spera la acest lucru și o spunem având în vedere ceea ce s-a întâmplat de la începutul anului până în prezent. Putem însă să anticipăm că vara 2020 sau cel puțin a doua jumătate a anului 2020 cu siguranță va mai aduce evenimente notabile din punct de vedere meteorologic în ceea ce privește alternanța fenomenelor meteorologice extreme, fie că vorbim de caniculă, fie că vorbim de perioade în care instabilitatea atmosferică să fie una accentuată, mai ales că temperaturile cresc și atunci fenomenele convective care generează acei nori de furtună, vijelii și căderi de grindină să fie elementul caracteristic despre care cu siguranță vom mai vorbi în următoarea perioadă. Vom mai vorbi, deci până acum avem 85 de coduri roșii, încă nu s-a terminat luna iunie, poate o să discutăm pe 1 iulie din nou. Mulțumesc, Elena Mateescu, director general Administrația Națională de Meteorologie.